O femeie de 61 de ani a fost salvată pentru a patra oară de la moarte de medicii din Târgu Mureș. Aceștia i-au refăcut oracele și coastele după ce i-au îndepărtat o tumoră cât o minge. Operația rară și dificilă s-a încheiat cu succes. La durere era cumplită, scăpusă cât o minge acum la mine în spate. Și eu eram disperată. Mulțumesc Dumnezeu! Multă sănătate să gândea că mi-a luat durere și că nu mai puteam. De bucurie că a primit o nouă șansă la viață, a patra mai exact, pacienta a început să danseze în salon. E o minune ce au reușit medicii să facă pentru ea. Practic, i-au înlocuit întreg peretele toracic. Refacerea peretului a fost laborioasă, dificilă. S-a făcut după metoda clasică, cu lame de oțel inoxidabil Paraglaze, și cu plasă de substituție, de polipropilen. Operația, care a durat mai bine de 4 ore, a fost extrem de delicată. Pe lângă peretele toracic, medicii au fost nevoiți să-i scoată pacientei 4 coaste pe care i l-au înlocuit cu unele din oțel inoxidabil. Să vadă că e diafragma, uite acolo. Bun, și aici ai plămâni, da? Evoluția postoperatorie este foarte bună, bolnava se simte bine, fără tulburări respiratorii. De când a fost diagnosticată cu cancer, femeia în vârstă de 61 de ani a trecut prin alte 3 intervenții chirurgicale. Din păcate, nu a ascultat de sfatul medicului și boala a recidivat. Noi am făcut cum o zisi. Trebuie să vin la control, e departe, 400 de kilometri de unde stai eu. Și era iarnă și era plin. Acum, astă, toamnă, în octombrie, mi-a apărut a patra oară. Femeia va putea pleca acasă peste o săptămână. Din păcate, nu este singurul pacient care ajunge aici cu o problemă extrem de gravă. Însă medicii de la Spitalul din Târgu Mureș sunt pregătiți să facă față acestor cazuri complicate. Prin profesionalismul de care dau dovadă în fiecare secundă, în fiecare minut, în lupta cu bolile, în lupta cu moartea, dau încredere pacienților și bolnavilor care se adresează cu speranță acestui spital. Medicii de aici se pregătesc acum pentru transplanturi hepatice și renale.